industria bancară în acest moment este mult mai întărită. Este incomparabil mai dezvoltată față de acum 10-15 ani. Clienții, în egală măsură, sunt mai pregătiți. Am observat în ultima perioadă un apetit mai scăzut al clienților de a se angaja în cumpărături de impuls. Economisesc o proporție mai mare din ceea ce câștigă, chiar dacă asupra venitului real există o presiune. Nivelul creditelor neperformante în acest moment este la un minim istoric în România. Deci, cu siguranță, intrarea în această perioadă mai dificilă s-a făcut pe cu totul alte premise față de perioadele din trecut în care am mai experimentat crize de diverse tipuri.